Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache, ediție specială, invitata mea fără alte cuvinte, fiindcă am citit CV-ul și ar dura până la sfârșitul emisiunii, până s-a terminat timpul agreat, este doamna Mihaela Tatu. Bine ați venit, sărut bună! Bine te-am găsit și o mare bucurie și am răspuns, cum să spun, cu tot sufletul invitației tale. Fiindcă timpul este limitat, având în programul dumneavoastră, vă propun să începem frontal. O întrebare pe care vreau să vă adresez de mult. Există suflete pereche? Habar nu am. Habar nu am, pentru că fac parte din categoria celor care și-au iubit cu toată ființa fiecare partener. Uh-huh. În concluzie, nu pot să spun că am rezonat mai mult cu unul decât celălalt, cu celălalt. Însă simt afinități mai multe față de un om decât față de altul. În altă ordine de idei, nu cred că sufletele pereche intră doar în zona erosului, ci poate că intră inclusiv în zona business-ului sau pur și simplu al unei relații de prietenie adevărate care nu ține de timp și de distanțe. Habar nu am. Vorbeam și cu Paul Olteanu. În dragoste avem nevoie de noroc și de noroc? Încep cu alea grele și pe urmă, că... vă rog. Că mie îmi place cum am început în sfârșit un interviu în care să-mi pună minte la contribuții, pentru că m-am săturat de toate întrebările alea și culoarea preferată și ce am făcut în alt vreme și nu știu ce. Îmi place foarte mult, mă simt bine, deja mă simt bine, nu știu cât o să stăm, poate că mai mult. Așa, de noroc, eu cred că avem nevoie de noroc nu numai în dragoste, ci în tot. Sunt unii oameni care spun, nu știu cum sunt alții, dar eu am avut noroc. Că despre mine pot spune același lucru. Sunt unii oameni care sunt plini de calități și de toate, dar nu sunt în locul potrivit, în momentul potrivit, alături de oamenii potriviți care să-i ajute să propulseze. În dragoste, cu atât mai mult, s-ar putea să pierzi trenul. Nu te cunosc pe cineva care a avut băieți, bărbați care au curtat-o și a zis, nu, acum este momentul de învățare, am alte priorități. Au mers după priorități, nu, acum este momentul de așezare, acum este momentul de mutat într-o casă nouă, acum este momentul de învățat o limbă străină și acum e momentul să mă ocup de mine. Însă toți băieții spectaculoși și faini care au intrat în viața ei au intrat în acele momente în care ea avea alte priorități. Acum prioritatea pentru ea este să-și găsească un partener. Nu mai e chiar așa de ușor. Nu știu, cred că habar nu am. Cred că fiecare om are o poveste. Eu zic așa, că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sac. Îți dă o dată, de două ori, de trei ori. E bine să fii prezent în propria ta viață și să faci ceea ce... Eu am făcut școală alături, în familie, aveam copil, aveam soț, mamă de întreținut și așa mai departe și am făcut și școală. Din perspectiva mea știu că se poate și asta. Aceste noi generații care mi-au urmat nu mai gândesc la fel. Întâi mă ocup de, pentru că nu pot să duc. Pe de altă parte, s-ar putea ca și eu să fiu construită un pic altfel, cu mai multă energie decât un om obișnuit. E mai bine cum gândesc cei din ziua de astăzi sau cum gândeau cei din generația noastră? Nu este mai bine sau mai rău. Cred că este altfel și fiecare își așterne, așa doarme. Eu nu pot să las că este prioritate. Dacă mie impulsivitatea unei zodii de foc, sunt un berbec adevărat cu un ascendent în leu, cât foc și acțiune să mai fie. În concluzie, dacă văd ceva ce îmi place și rezonez și simt că vibrează în ființa mea, mă arunc ca Marian Drăgulescu fără parașută în povestea respectivă, învățând din mers, cu nopți nedormite, cu repetiții, pentru că îmi place. Nu stau să mă... Alți oameni sunt construiți altfel și știi bine ce vreau să spun. Au nevoie de spațiu, de confort, de o organizare, de o repetiție. Pe mine repetiția mă obosește. Au nevoie de un program cât se poate de clar, să se trezească la o anumită oră, disciplină pe termen lung. Spontaneitatea pentru mine e o abilitate mai. Repetiția aceasta, un program clar, strict, dar monoton. Vă obosește mine, da. De multă vreme sau de la un minut? Totdeauna am fost așa. Mă obosește. Am repetiție în sport. Uh-huh. Am repetiție ulterior. Am descoperit o acțiune care ți așează mintea și te așează pe dinăuntru. Vezi? Intră în zona ritualuri. Da? Alea le am constant în orice colț de lume m-aș duce sau în orice colț de țară aș fi.
Da. Sunt alte lucruri care nu merg. Lucrurile mai ales pe care le fac pentru că trebuie, nu le pot face pe termen lung. Adică pentru mine este importantă zona de concesie și nu zona de compromis, pentru că e o diferență. Dacă aș rămâne foarte mult, hai să stau un exemplu, că e mai simplu. Am ascultat-o pe mama și am devenit contabil. Și am stat până la 26 de ani, până când a fost Revoluția, 26, 27, 28, am lucrat în contabilitate. Atât de mult nu mi-a plăcut, încât m-am îmbolnăvit. Somatizez pe câmpul fizic, la propriu. Zona zoster, oreion, mă răceam foarte des, sistem imunitar scăzut, pentru că nu-mi plăcea ceea ce făceam, era împotriva firii mele. Să stai 8 ore, 10 ore, 12 ore când erau închiderile de lună și nu erau posibilitățile tehnice și IT-ul atât de dezvoltat ca odinioară. Să te-ai și căutai un leuț pe niște ceașafuri uite atât de mari, da? E, acel moment din viața mea n-a fost un moment extraordinar, însă acel moment mi-a călit răbdarea până la o limită. După ce intri într-o zonă de să faci lucruri mai că trebuie, cu înverșunare, pentru că aia dă bine, pentru că aia se cere, pentru că societatea, pentru că doamnă de birou, pentru că ce face familia, da? Eu mulțumesc cerului că a venit Revoluția sau pseudo-revoluție, ce-o fi fost ea, da, așa, evenimentele din. Pentru că mi-au dat posibilitatea să mă rup și să țâșnesc într-o... spre dezaprobarea familiei, spre ai mei n-au vorbit cu mine o lungă perioadă de timp. Cum pot eu să am întrerupere în cartea de muncă? Ce e la post de radio particular? La București sunt posturile de radio. Se trezesc niște nei ca nimeni. Singur, Radio România. Să deschide normal, să deschide un post de radio în Brașov. Ce e aia? Și am trecut peste, a fost primul moment în care m-am răzvrătit și am zis, dacă mai rămân acolo, mor. Pentru că simțeam în câmpul fizic nemulțumire. În concluzie, nu pot face lucruri care nu mi-aduc satisfacție pe termen lung doar pentru că trebuie. Deci dacă nu erau cele venite în 89, din punct de vedere profesional, pe semne că ați fi fost o nefericită. Da, eram, da. Da, eram nefericită. Vorbeam cu doamna Uca Marinescu, exploratoare. O iubesc. Da. Și am văzut atâta energie și faptul că dânsa, ca și dumneavoastră, trăiți viața, nu vă trăiește viața. Păi nu de aia am venit. Cum e exercițiul acesta? Apropo, nu e exercițiu. Am avut o perioadă în când am făcut lucruri. Eu am fost un copil cu minte din perspectiva, cum să spun eu, supunerii față de ceea ce mi-au spus părinții. Am fost rea pentru că am spart geamuri și... nu știu, am bătut copiii și, dar nu am chiulit în mod deosebit sau n-am fost acea rebelă pe care o vezi acum, mă duc acolo pentru că îmi place. Am vrut să fac ceva, mama n-a vrut, eu am zis nu și până la urmă am ascultat-o. Însă a fost visul ei, nu al meu. Până la Revoluție eu mi-am văzut de treabă. Serviciu, contabilitate, mers la așa, întors acasă, familie, copil, familii, sărbătorile în familie, unde se strângeau cu toții. Acele familii tradiționaliste de odinioară. După Revoluție, când am văzut că se poate și altceva, am zis că l-am apucat pe Dumnezeu de un picior. A fost șansa mea. Ăla a fost momentul în care am început să zic, hopa, stop, frână până aici. A venit și timpul meu să fac ceea ce simt că mi-aduce bucurie și mi-aducea culmea, pentru că pentru mine banul este un rezultat colateral. Făcând ceea ce îmi place și fiind foarte bună într-o zonă în care mă simțeam ca peștele în apă, banii au venit mult mai ușor și intru în zona de noroc despre care spuneai tu că m-ai întrebat dacă eu cred. Cred că am fost o norocoasă. Putem să ne resetăm viața din acest punct de vedere la orice vârstă sau... Am două motori. Unu, ești ceea ce alegi tu să fii în fiecare moment. Și doi, nu există vârstă pentru un nou început. M-am mutat de la București la Oradea la 50. M-am mutat din Brașov. Cu fricile inerente, cu tot bagajul acela? Inevitabil, că n-ați plecat, n-ați văzut de colo, dincolo, zâmbitoare și va fi bine? Sau? Zâmbitoare că va fi bine. Stai să vezi.
Am avut un proiect de o lună și jumătate. După pauza pe care am, până în 2011, lucrat în televiziune, o operație delicată în urma operației respective, mi-am dat seama că s-ar putea ca ziua de mâine să fie un viitor foarte îndepărtat. Și noi suntem îndoielnici pe pământul ăsta. Și atunci mi-am luat o pauză, gândeam de un an, dar am avut bani pentru doi. Mi-am luat o pauză de 2 ani de zile și am călătorit în toată lumea și am învățat foarte mult și am făcut tot felul de... Am făcut tot felul de lucruri deosebite pe care oamenii de vârsta mea nu le-ar face. Cum e acea perioadă? Cum? E foarte aia a fost perioada, a fost începutul restului vieții mele. Camino a fost de o resetare atunci? Da. Ăla a fost de unde da. E plic? Da. Camino de Santiago de Compostela, 826 de kilometri timp de 6 săptămâni, făcut pe jos, ăla a fost momentul în care am făcut cunoștință cu mine. Aia adevărată. Aia ipocrită, leneșă, mincinoasă, fabuloasă, iubitoare de oameni, cu simțul umorului, cu multă voință, cu o energie fantastică, care procrastinează, care nu recunoaște, care îi place să controleze și să verifice, care este locomotivă trăgătoare și nu împingătoare, care nu are foarte multă răbdare cu oamenii și nu înțelege așa cum sunt. Toate lucrurile astea mi s-au relevat pe drum mergând singură, 6 săptămâni. Dar cum? Fiindcă este... În prima perioadă mergi. Adică mergi, da? A scos, scuzați-mă o clipă, toate aceste elemente definitorii la un moment dat. Bă, domnule, eu ca o fel de tras linie și spus adevărul gol-goluț, nu cu nuanțe, nu gol-goluț. Pe drum mi-am sunat oamenii cărora am conștientizat că le-am greșit. Și le-am greșit și vina unei anumite situații n-a fost a lor, cum gândeam eu, într-un orgoliu exacerbat, ci a fost a mea. Și am sunat și le-am spus că îmi pare rău și mi-am cerut iertare. Atunci am început să-mi dau seama că, spre deosebire de alți oameni, am un orgoliu mai mare. Și am lucrat la el. Te naști cu un anumit temperament. Mă rog, unul dominant și celelalte trei pe acolo pe lângă. Însă la caracter muncești toată viața dacă vrei. Nu duci cu tine când pleci nici lemne, nici fiare, nici ziduri, nici animale de companie, nici iubit, nici nimic. Te duci pe tine un suflet evoluat dacă vrei. Parcă nu-i păcat să intri în viața asta bou și să ieși vacă. Zici tu dacă nu. Și atunci... Dar ce se întâmplă pe acel drum? Se arată un alt fel de energie? Cum te duci pe drum. Și primii zeci de kilometri... Ne recomandați tuturor acel drum? Nu. De ce să vi-l recomand? Fiecare îl face dacă simte, pentru că unii mi-au zis: ce prostie e să mergi pe drum pe acolo? Păi nu puteai să te duci până la Oradea și înapoi pe jos? Nu te puteai duce în pelerinaj la Rohia sau la Dervent? Ce cauți tu prin Spania, nu știu ce? Da, ca să te întorci către tine ai nevoie de atâta efort, dar ce prin rugăciune nu poți? Ce căutați acolo? Ce ați căutat acolo? Aveam o ruptură de ligament încrucișat și menisc. Nu mai puteam, mi-am dat calul, n-am mai putut să mai schiez, n-am mai putut să fac cățărare, parapante, n-am mai putut să fac nimic din ceea ce făceam odinioară. Tot ce puteam să fac era să fac drumeții ușoare și să merg mult pe jos. Și am citit, am auzit teatrul radiofonic în interpretarea lui Florian Pitiș, jurnalul lui Mag sau așa ceva, unde este vorba despre... sau drumul maestrului sau așa ceva, unde este vorba despre Camino de Santiago de Compostela. Și am zis, vreau și eu. Și m-am apucat să documentez. Și mi-au trebuit vreo 3 ani, după care am avut probleme de sănătate și am spus medicului că vreau să pornesc pe Camino. Și mi-a zis, nebună, unde te duci, s-ar putea să faci septicemie pe drum dacă te apucă vreo hemoragie sau ceva. Ok, bine. Și am rămas acasă, am făcut operația. Și în timpul ăsta discutam cu Ioana în continuu obsesiv despre Camino. Și mi-a zis Ioana, fiică mea, băi mama, dar de ce nu vrei tu să mergem acolo să vedem și noi despre ce-i vorba? Și mi-a luat bilete de avion și împreună ne-am dus și am vizitat Santiago de Compostela. Acolo am avut două vise. Deci vocea regretatului Florian Pitiș, da, vă suna într-una? Nu mi-a sunat nici într-una, era activitatea, nu era Florian Pitiș. Era acțiunea acelei cărți. Pentru că după ce am ascultat teatru radiofonic am citit și cartea. Deci nu avea deloc legătură. Florian Pitiș pentru mine este egal teleenciclopedie, este egal Bună seara, prieten, sau nu mi-aduc aminte ce emisiune avea. Da, îl iubesc și îl venerez și acum, de fiecare dată când e ziua lui, că era zodie balanță, eu aprind o lumânare. Pentru mine Florian Pitiș e undeva și mai sunt vreo câțiva. Adrian Pintea și mai sunt vreo câțiva. Așa. Mă întorc. Am documentat, am fost cu Ioana în Santiago de Compostela și mi-am zis că dacă eu scap cu bine din operație și nu am nimic din ceea ce se presupunea, fac Camino.
Am făcut operația, am așteptat rezultatul biopsiei, totul a fost în regulă și la câteva luni după operație. Trebuia să aștept un an, adică asta însemna că trebuia să aștept până în mai. Eu în mai făcusem deja 400 de kilometri din cei aproape 900. N-am avut răbdare, doctorul mi-a zis, știam că pui ceva la cale, că i-am dat telefon în ziua operației, am mulțumit foarte mult că împlinesc un an și așa. Cum te simți? Unde ești? Sunt pe camin, am făcut 400. Știam. De simpatic, doctorul Poiană, e să recunoscătoare. Așa, și asta a fost. Și ați mers mergând, câte un kilometru, câte 10, câte 100? Nu, am mers minimum 9 km pentru că am dormisem cu o noapte înainte într-o cameră cu un liviat, n-a dormit el și n-am dormit nici eu. Și cel mai mult s-am mers într-o zi 37 de kilometri pentru că n-am găsit loc de dormit. Însă, pe drum, primii kilometri te gândești la ce ai de făcut, ce ai de făcut, că ai o rată la bancă, că trebuie să acoperi, că uite așa, că e un serviciu, că uite ce face copilul, ce fac părinții, nu știu ce. După care mai mergi. Dar pe mine mă macină ceva. Uite, am și acum în minte o apăsare față de o situație pe care am trăit-o în raport cu o fată sau cu un băiat sau la serviciu. Și atunci, mergând, te apuci și analizezi. Stai puțin. Dar, de fapt, eu am fost cea care am declanșat. Puteam foarte bine să trec peste, puteam să uit, puteam să tac. De ce am avut acel ton? De ce nu m-am dus atunci când am simțit că îmi pare rău să-mi cer iertare? Ce anume m-a? Și mergând ușor, ușor, e imposibil în acest dialog interior pe care l-ai cu propria-ți minte și ființă, e imposibil. Trebuie să ai, să fii, cum să zic eu, îngust așa, să nu-ți dai seama că de fapt este și vina ta. Și atunci am început să dau la o parte, apoi durerea fizică, pentru că am avut o durere fizică cumplită. Eu cred că și tot ceea ce am făcut și schimbările majore le-am făcut în urma unor dureri fizice, pentru că sunt mai pietroasă, știi, mai cu rezistență și cu toate că intuiția și mintea îmi spune renunță, nu mai fă sau fă, adică ți-e greu să ieși de acolo de unde ți-e bine. Și atunci mergând în durerile alea, dintr-o dată ți se relevă. Și asta mi s-a întâmplat mie în cei 830 de kilometri. Și când m-am întors, mi-a fost atât de greu să mă întorc, pentru că pe drumul acela dai peste oameni care vin în ajutorul tău tot timpul. Nu poți să te... Dacă cineva te-ar fi văzut pe marginea drumului odihnindu-te, de fiecare dată cât un pelerin venea să te întrebe, ești bine, ești ok, te pot ajuta cu ceva? Eu m-am întors cu acea energie, știi, în lumea asta. Mă întorsesem fizic, însă emoțional cumva, ființa mea rămăsese pe camino. M-am întors destul de greu. Și mi-a fost greu să mă readaptez vieții citadine. V-ați mai reîntors pe camino de atunci? Nu, pentru că am avut alte dorințe și alte provocări pe care le-am făcut. Nu știu, 10 zile de vipassana. Ce am mai făcut? O călătorie la Medjugorje. O experiență în Peru, în care am făcut tot ce trebuia făcut. Cum a fost Peru? E aparte? Da. Toate duc înspre a scoate din tine lucruri băgate, știi că vorbeam la prezentare de scheletele din dulap și de gogoșile băgate pe sub covor. Pentru că noi trecem, avem senzația că trecem prin situații. Nu, noi trecem peste, le punem deoparte. Nu mă mai interesează. Nu, trebuie să te intereseze. Trebuie să suferi, trebuie să-ți explici. Găsești soluție, însă te întorci și îți explici de ce anume s-a întâmplat. Și vindeci. Ori dacă tu le dai deoparte, le dospezi și cresc. Da. Le cresc, le cândosc, ca niște gogoși pe sub covor. Și atunci, toate experiențele prin care am trecut au scos la suprafață nu numai felul în care am gândit eu într-o anumită perioadă a vieții mele, ci și poate niște moșteniri pe o linie maternă, pe o linie paternă. Se mai întâmplă ceva ce eu nu prea sunt de acord. Toate nefericirile oamenilor din ziua de astăzi, faci cursuri de dezvoltare personală, mă scoate din minți povestea asta, pentru că te apuci și trăiești în paradigmele și în legile pe care ți le-au dat oamenii ăia, fără să mai fii atent la ceea ce îți spune corpul, să fii atent la tine. După aceea, din copilărie, am avut niște traume în copilărie atât de mari, în copilărie am avut, bun, sunt de acord. Poate că am avut o mamă violentă. Nu mai asta aud. În copilărie am avut niște traume care m-au marcat. Bine, bine, te-au marcat, dar până când te-au marcat? Unde e liberul tău arbitru? Unde e maturizarea? Rămâi cu ceva și îți explici de la un moment dat, spui stop, frână, trag linie, de acum încolo vine ceea ce îmi doresc eu să fac, nu ceea ce au proiectat alții și și-au dorit alții.
Te întorci cu un anumit comportament în restul vieții tale pe care l-ai dobândit atunci. O primești o palmă peste ceafă, te oprești, te analizezi și zici: comportamentul meu n-a fost o chestie bună. Dar pentru asta trebuie să renunțăm la orgoliu, la vanitate. Vă reușește acum? Nu de fiecare dată. Uite, de exemplu, nu prea știu să-mi primesc complimentele. De fiecare dată când primesc niște complimente, stau și fățișe, pentru că dacă tu acum îmi spui: uite, doi colegi, m-am întâlnit cu ei și au vorbit foarte frumos despre tine, mamă, ce îmi place, da, mă, uite, mi-am făcut treaba, uite, înseamnă, și cu recunoștință mă duc în povestea respectivă. Însă dacă tu îmi faci mie acum un compliment, eu mă stânjenesc și mă fâstăcesc, pentru că stau și mă gândesc: wow, ce fain. Sau mă gândesc: Doamne, nu cumva este tot orgoliul la mijloc și poate că nu dau dovadă de suficientă smerenie pentru ceea ce primesc? Sunt, uite, așa pe muchie. Și bineînțeles că îmi plac complimentele, că sunt femeie, sunt emoție și auditiv, îmi plac. Însă mă străduiesc să nu mai iau hotărâri și să nu fac, nu-mi place cuvântul decizie. Decizia este rigidă, un cuvânt rigid, este decizia definitivă și irevocabilă la o curte supremă, da? Când spun că eu am decis să beau apă, păi moartă coaptă beau apă, dar dacă eu spun am ales să beau apă, înseamnă că beau apă dacă am apă, dacă este rece, în funcție de niște factori. Și dacă apa nu este așa cum îmi place mie sau cum îmi trebuie, fac o altă alegere. Adaptabilitate, flexibilitate. Mai am două întrebări cu permisiunea dumneavoastră. În fața unor încercări grele, tot aduc acest subiect în atenția publicului, în dorința ca oameni care ori au trecut, ori au expertiză în domeniu, să-i ajute pe ceilalți. În fața unor încercări grele, din punct de vedere al sănătății, cum ne raportăm? Cât e energie? Că se întrebă la de ce eu? De ce mie? De ce nu altul? Care? Cum ar trebui să ne raportăm la niște probleme grave de sănătate? Ca să putem să trecem și întregi aici, și întregi aici, peste ele. Eu am trecut prin ceea ce îmi spui tu, când nu cred că am fost întreagă aici. La 43 de ani, când eram în vârful piramidei mele de notorietate, de rezultate profesionale, aveam emisiune pe acasă de 3 ori femeie. Era de 3 ori femeie atunci, da? Era ținut pe la apogeu. Culmea este că și acum sunt de 3 ori. Poate chiar de 4, mă rog. Cred că de 90. 90. Aveam emisiune pe Pro TV Internațional, emisiunea de suflet, oamenii nu știu, și participam la prima ediție Dansez pentru tine, unde s-a și întâmplat ce mi s-a întâmplat cu genunchiul. Toată lumea, după ce m-am operat, bineînțeles că am suferit ca un câine pentru faptul că n-am participat la competiție, pentru că mă și vedeam câștigătoare eu făcând dans sportiv de performanță. Deci eram acolo, dublă lovitură, eram acolo, cumplită, da? Toți mi-au spus că pot să revin la vechea formă. Și toată perioada în care m-am străduit să mă recuperez și n-am mai reușit să mai revin, că mi-am dat seama că nu mai pot să mai fiu ceea ce am fost, am intrat într-o depresie. Pentru că tot vorbeam despre... Și atunci mi-am pus întrebarea: de ce eu? Dar de ce nu tu? Dar de ce mie? Dar de ce nu ție? Dar de ce atunci, într-o fracțiune de secundă? Și atunci am început să mă duc într-o altă zonă de explicație a ceea ce ți se întâmplă pe corpul fizic în urma unor experiențe emoționale. Când ții cu dinții de ceva și, de exemplu, devin, poți să fii îngenunchiat, sau ai un soi de rigiditate, sau ai o dorință de control, sau ești un fel tiran pentru cei din jur, Doamne, Doamne, îți spune odată, de două ori, de trei ori, dacă nu și vezi toate semnele în jurul tău și tu nu acționezi, atunci, pac, o pățești pe câmpul fizic. Asta mi s-a întâmplat. Și ce trebuie să facem? Cum? În primul rând m-am apucat și am citit. Da? De ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat? Pentru că în perioada respectivă organismul la și gândește așa și face așa. Opa. Atunci ești nemulțumit. Și atunci, nu, ăla e momentul în care zic: înseamnă că am nevoie de transformare. Nu schimbare, că nu te poți schimba. Transformare. Lucrez la tine să îmblânzești, să schimbi felul în care gândești, să schimbi felul în care te raportezi la cei din jur, la care te raportezi la propria sfință sau la mediul care te înconjoară. Sau schimbi pur și simplu existența. Soluția e în noi, așadar. Da. Cât contează cei din jur într-o situație delicată? Din punctul meu de vedere, mai puțin. Stai să spun de ce. Contează atunci când ceri un pahar cu apă. Contează atunci când
Când ai nevoie de un ajutor fizic, însă fiecare vine cu experiența lui de viață și cu părerea lui, dobândită până în punctul 0, ăla, X, da? Dacă îl întrebi pe același om același lucru peste o săptămână, s-ar fi putut să-și schimbe părerea față de situația respectivă, evoluând și el, învățând și el ceva. Am încredere în specialiști, nu atât de mult în oamenii din jur. Însă, știi care este rolul celor din jur? Este să aibă răbdare cu tine, indiferent prin ceea ce treci, iar tu să nu ai să nu fii nesimțitor. Ok, sună mai bine, da. Și să-i chinui. Să nu-i chinuiești, cum să zic eu, având fițe, vreau așa, da? Să apreciezi cu recunoștință faptul că oamenii aceia sunt alături și au stat lângă tine nopți când ai fost operată și te-au dus de mână până la toaletă sau ți-au pus plosca. Ăla este rolul. În schimb, tot ceea ce faci, faci tu cu tine. Nu poate cineva să te împingă de la spate la nesfârșit. Și tu să nu vrei să ieși din mâlul acela în care trăiești, pentru că de fapt despre asta este vorba. Vrei sau nu vrei să faci ceva cu tine? Ești ceea ce alegi tu să fii în fiecare moment. Văzusem câteva cuvinte ale unui actor celebru italian, americano-italian, care spunea, cred că s-a și stins, juca în roluri de mafioți și spunea așa că orice îi face e o mare prostie să te străduiești să scoți pe cineva dintr-o situație neplăcută dacă el nu vrea să iasă. Mai mult decât atât, tu nu-l scoți pe el, dar el te trage pe tine acolo. Și atunci, dacă eu nu vreau sub nicio formă și stau acolo ca o moluscă, ca o mumâie și într-o mână am o țigară și într-o mână un sandwich și într-o mână telecomanda și într-o mână altă țigară și stau și sunt moartă și inertă, până când nu se întâmplă declicul acela în mine, ce să fac altcineva să-mi spună? Hai fă! La un moment dat nici nu-l auzi pe cel care vine să te încurajeze. Pe de altă parte, mă întorc la cât de chietroasă sunt, la câtă inerție, un soi de încăpățânare care, dintr-o anumită perspectivă, mă duce înainte. Însă, în egală măsură, poate să-mi devină și dușman dacă rămân acolo. Lucrați, da, zi de zi la căpăt. Da, zi de zi. Ultima întrebare. Spuneți-mi, vă rog, noi suntem latini, familia e familie, copii, noi avem și expresii. Fac copii ca să aibă cine să dea la cana bătrânețe. Cana de apă de la bătrânețe, da. Așa îmi spunea mama. Eu te-am făcut, eu te omor, unde dă mama crește. Niște, unele sunt chiar tâmpe, dar dincolo de asta suntem uniți. Uite așa că vreau eu. Spuneți-mi, vă rog, cum vă raportați sau cum ar trebui să ne raportăm și noi la proprii copii? Fică aici sunt două. Doamne, așa suntem noi românii. Să fim apropiați, să locuim în același bloc, eventual, pe aceeași scară, la același nivel. Și pe de altă parte, există o altă, domne, fiecare cu viața lui, are destinul lui, libertatea lui, greșelile lui de făcut. Obligatoriu să le facă. Da? Asta cum aș gestionat-o în relația cu fiica dumneavoastră? Fiica dumneavoastră are experiență de viață, slavă Domnului și la un nivel. Da? V-ați confruntat cu tot felul de oameni și prima tentație. Experiența de viață am dobândit-o mai târziu, dar eu am făcut-o pe Ioana la 22 de ani, pentru că sunt exponent al acelor vremuri, da? Și cum n-ați fost tentată sau cum reacționați? Știți că acolo se va lovi? Că ați fost pe drumul acela, nu că am fi noi mai deștepți sau mai inteligenți decât copiii noștri. Vedeți că ați fost tentată. Ioan, ai grijă. Nu pe acolo, te pe dincolo. Vă înfrânați asemenea porniri sau o lăsați să se ducă? Sau nu vă înfrânați și îi spuneți? Cum ați gestionat? Hai să spun ce s-ar ceam. Mama mea m-a bătut mult în copilărie. La propriu sau? La propriu. Ah, ok. Bătaie, bătăița, da? Nu ia linie, lingură, curea. Ce prindea? Papuc, ce prindea? Eu mi-am impus ca Ioanei, în primul rând, să-i dau independența de a face alegeri. Mi-am impus să nu bat niciodată, dar am avut grijă să vorbesc într-un anume fel. Și la un moment dat Ioana făcea: te uite, ia, te rog, dă, dar nu mai vorbi așa. Cuvântul doare mult mai mult decât bătaia. Mi-am dorit să nu fiu așa cum a fost mama mea cu mine. Baiul este cel mai mare, că Ioana nu e eu. De ce e bai? Pentru că dacă nu este de firea mea, ea a avut nevoie de altceva decât i-am dat eu. Ea n-a avut nevoie de libertatea după care tângeam eu în copilărie. A avut nevoie să fie ghidată. Ori eu i-am zis așa:
În situația pe care tu o invoci, poți să pățești asta, poți să faci alegerea asta și pățești asta, asta, asta. Sau poți să faci alegerea asta și pățești asta. Ori încearcă pe propriu. Eu am făcut așa și am trăit asta. Nu mi-a fost bine sau, a fost bine. Fă ceea ce simți și suporți consecințele faptelor tale. Și vă retrăgeați. Și o lăsam pe ea să facă alegeri. Da, dar ea nu de asta avea nevoie. Eu aveam nevoie de povestea asta în copilărie. Ea nu, ea are altă structură și de ADN. Maglavaisul ăla hormonal și ADN e altul decât al meu. Ar fi așteptat-o mai mult să-i spuneți: mamă, eu puțin spre stânga, eu cred că e mai bine. Și s-ar fi dus, da. Și v-ar fi și mulțumit. Nu știu dacă mi-ar fi mulțumit, pentru că dacă dădea kicks, în capul meu se spărgeau toate. Deci eu trebuia să învăț să stau la primire, da? Și mi-a reproșat asta. Pe de altă parte, fiica mea locuiește în Berlin singură de 9 ani. A terminat, a învățat limba germană și a făcut a treia facultate acolo. Are casa ei. Felicitări, deci a treia facultate acolo. Cetățenie. Exact, da. Exact. Ah, și stai, care facultate? Cu ea e relații publice și comunicare și design interior. Și acum este programator în informatică. Ta-da! Despre asta e vorba. Îmi reproșează faptul că atunci m-am purtat așa cu ea. Însă, în egală măsură, dacă nu mă purtam, ea nu dobândea această forță și tărie pe termen lung. Ce vorbeam cu Mariana astăzi. Anduranță, rezistență, dat cu capul, plâns, nopți de nedormite, la, stări de panică, citite, inteligență emoțională, al Daniel Goleman, structurat și gestionat propriile emoții. Tocmai pentru că am stat lângă ea doar când a avut nevoie de mine. Dacă mi-a zis ajută-mă, nu numai că m-am dus, acolo am stat. Și am fost umărul pe care a plâns și sacul de box în care a dat. Am stat la primire. Da? Deci nu știu. Știu un singur lucru. Familia este celula societății. Lucru care nu se mai întâmplă acum, vezi generațiile acestea care sunt disipate și care nu mai au acea trăinicie și solidaritate. Și ce am mai observat, există două situații care nu se mai găsesc la majoritatea tinerilor: recunoștință și respect. Eu cred, rezonez. La modul cel mai general, da, nu vorbesc despre mine, dar am văzut în jurul meu și văd în jurul meu. Apropo de familia celulă societății, eu cred că la ora actuală, de mulți ani, ne lipsesc din spațiul public și reperele. Ei se raportează la rețele și neavând... Nu numai asta, dar nu mai au repere nici măcar în părinții lor. De ce? Pentru că părinții lor merg să facă bani, să le cumpere, să-și ducă progenitura într-o zonă de confort al imaginii, ca să intre într-o competiție cu ceilalți elevi, pentru că vin ăștia acasă și plâng: ăla are blugi, are două perechi, că ăla are nu știu ce, că ia cumpără maică, să uite, vine și eu ia cu nu știu ce mașină de la școală și așa mai departe. Și este atât de mare această competiție lansată tot de către părinți, foarte urât. Cum o administrăm? Nu știu, am trecut de acea poveste. Știi cum o administrăm? Trăiesc cu nădejdea că acești tineri care vor deveni părinți nu vor face greșelile pe care le-au făcut părinților și își vor da seama că, perspectiva mea, din punctul meu de vedere, calitatea timpului pe care o petreci cu cel mic, cu copilul într-o anumită perioadă a vieții, e mai importantă decât banii. Și el nu știe ce e, mănâncă ce îi dai, ca un anumit animăluț pe care tu ți-l dresezi. Se joacă și cu nisipul și cu crenguța. Cu orice, universul lui n-are importanță. Tu ca părinte îi oferi un timp, explicații, răbdare. Însă, repet, atunci se formează și legătura dintre părinți și copil și exemplul personal este cel care duce mai departe. Vă este bine, sunteți recunoscută în domeniu în care activați acum. Spuneți-mi, vă rog, excludeți variantă și vă simt bine așa, v-am văzut în ultima perioadă câteva ori. Excludeți revenirea în televiziune, în televiziunea de astăzi, că și aici s-au schimbat multe, adică... Motivul pentru care nu mai lucrez în televiziune și am refuzat foarte multe formate este pentru că nu mai rezonez cu anumite formate. Însă, tu nu știi, eu din septembrie realizez o emisiune de sănătate pe un canal de știri care se numește PS News. Iar emisiunea se numește Sănătate tuturor. Sănătate tuturor și se referă la sănătatea care este dincolo de starea de sănătate pe care o afișăm.
Pentru că vezi că totul vom intra toți, deci pe PS News, da? PS News, intrăm și o vedem acolo. Vă reîntâlnim acolo. Da, pentru că noi întotdeauna vrem să fim mai frumoși, mai buni, mai adevărați, mai puteți de dispoziție. Dar acum vă întreb altcumva, de ce ați revenit? Nu am revenit, mi-a plăcut formatul. La mine, eu n-am ieșit din televiziune. Aveți libertatea să vă alegeți. 45 de minute în care mi-aleg invitații și, cum să zic eu, niște subiecte despre care am văzut că sunt de interes pentru public, fiind un simplu spectator și călătorind în toată țara și în toată lumea. Mai mult decât atât, este emisiunea înregistrată aici în București, care îmi dă posibilitatea să-l rămân să locuiesc în Oradea și să vin episodic să fac emisiunile. Dar îmi place emisiunea și învăț foarte multe de acolo. Eu am învățat foarte multe. Exact ca pe vremea emisiunii de 3 ori femeie, când am crescut odată cu telespectatorii datorită invitațiilor. Spuneți-mi trei locuri pe care ar trebui să le vedem din lume, pe care ar trebui, dacă putem, ar fi bine să ne ducem acolo să le vedem, să le simțim. Bali. Da. Undeva pe un țărm de mare cu apă limpede, care poate să fie, nu știu, Bora Bora sau Maldive sau Sardinia. Știți ce o să zică unii? Ia uite-o pe Mihaela. Eu n-am fost nici, n-am fost în Bora Bora. Ah, n-a spus. Vreau eu, opa. Am crezut că am ok. Da. Dar vreți. Bineînțeles că da, și o să merg. Când Peru, când a fost foarte scumpă excursia. Doi ani și jumătate am făcut economie. În fiecare lună am pus deoparte, pentru că am vrut acolo. Astea ai de mâna care bani. Nu! Am obiective și sunt foarte disciplinată când îmi doresc ceva. Munți nu, pentru că munții i-am aici. Măi, o Austrie, o Elveție, tot aș vedea că parcă salți mânt. Mare, Bali. Și toamna Berlinul, da? Nu-mi place mie la Berlin. Nici toamna? Nici toamna și nici primăvara. Nu merge. E o climă care e ca la Brașov. Sunt brașoveancă, iubesc Brașovul cu disperare. Nu m-aș mai întoarce acolo. Îmi place Berlinul, este orașul copilului meu. De 3-4 ori pe an mă duc acolo. Stau câte o săptămână, nu mai mult, că încep să scârțâi. Eu sunt toată numai șuruburi. În concluzie, dacă e în Italia, Italia, toată Italia, toată Italia. Este de la felul în care gândesc ei, la felul în care mănâncă, la ceea ce mănâncă, La istoria Italiei. Italia toată e o istorie. La marea Italiei. Îmi place Italia. De ce mai citiți? Vedeți, acum am zis că facem un sfert de oră, dar de ce mai citiți? În cărți, de ce mai citiți? Și nu numai că citiți. Mai și promovați, și pe site, și peste tot citiți. Doamna ta, a apărut TikTok-ul, ne distrăm, râdem. A apărut Facebook-ul, vedem ce fac ceilalți. A apărut inteligența artificială. Pe bune, la cine mai trebuie cărți? De ce insistați să citiți? Și de ce promovați? Și de ce ar fi bine să citim? Trei lucruri, da? Unu, tot ceea ce mi-ai spus tu e gumă de mestecat pentru creier, da? Dând scroleze acolo, nu mai încep gumă să... Gumă de mestecat pentru creier, nu ți se pare? Nu, îmi place foarte mult. Da, serios, dacă nu, așa o văd. Stau și mă uit, mesteci ceva și te pleacă. Mai mult decât atât, am văzut adulți care au fost normali și care au trecut într-o zonă de ADHD pentru că nu mai au răbdare să ducă la bun sfârșit o pagină dintr-o carte. De aici se trage de la scrollatul ăsta de... Da, și la faptul că nu citim. Și ce este cel mai grav este, predau comunicare, Bogdan. Comunicare, 7% este cuvânt, e verbal, am nevoie de conținut. Discursurile noastre și iată tot dialogul nostru este bazat pe cuvinte, pe o bogăție de cuvinte, da? De unde luăm cuvintele alea? Din cărți. Toți vin la mine să învăț să comunice și nu sunt în stare să ducă la bun sfârșit o propoziție simplă, fără un fără o expresie repetitivă care se transformă foarte în tic verbal. De unde luăm? Tu vrei să vorbești și când tu nu știi cuvinte și folosești foarte bine pentru că în acea stare, chestie, lucru, dezvoltă, descrie, găsește, puneți în cuvintele potrivite emoțiile, dorințele, cum am spus, nevoile, bucuriile, nemulțumirile, în așa fel încât să te faci înțeles ca să genereze acțiune în cel pe care îl tragi la răspundere pentru nevoile tale. Și zilnic? Da, nu pot altfel. Fiecare seară. Mi se întâmplă să vin obosită, moartă de multe ori, mai ales când am un curs de dimineață de la 9 până seara pe la 7:30, 8, 9, pentru că nu se mai dau plecați.
mă așez pe marginea patului îmbrăcată, că îi spun câinelui, așteaptă că te scot, dar mai târziu, culmea e că mă și înțeleg, săraca, așa, nu, e bogata că pentru că mă are pe mine. Cât orgoliu! Așa? Și mă așez pe spate așa îmbrăcată, doar asta ce-i gros, și cu picioarele atârnânde. Și mă trezesc peste vreo 40 de minute, 45 cu picioarele amorțite, eu așa, praf, poate că mi-e și rece. Și mă trezesc și mă apuc de treabă. Și seara zic, gata, mă culc de vreme. Și mă culc. Uite așa mă perpelesc. Aprind veioza, îmi iau o carte și citesc. O foaie, două, zece, un capitol, depinde cum și ce mi se întâmplă a doua zi, pentru că sunt conștientă de programul de a doua zi. Și mă așează și mă întorc la cuvânt, pentru că la început a fost cuvântul și cuvântul a fost la Dumnezeu. Și Dumnezeu e cuvântul. Este ceea ce a apărut întâiași dată, simbolul gândului și intenției în drum spre materializare. De unde dialogurile noastre interioare sunt fabuloase? De unde știi tu ce e în capul și în ființa mea și în emoțiile mele, dacă eu nu ți le spun? Dar nu spun, simt o chestie. Am așa o chestie și am un lucru care mă obsedează și aia îmi place foarte, foarte mult. Este o chestie și sunt asumat. Da, sunt câteva expresii. Cumva. Cumva este cumva. Este altfel și este cumva. Mm-hmm. Cumva. Da? Sunt foarte mulți încurcați de întrebarea cumva cum. Da. A fost o plăcere. Despre asta e vorba. A fost o onoare, a fost o plăcere. În câteva lecții astăzi, într-un termen relativ scurt, pe care le vom reține cu siguranță. PS News, dragi prieteni, așadar, o reîntâlniți. Sănătate tuturor în fiecare vineri seara de la ora 18. Sau intrați pe YouTube și căutați Mihaela Tatu. Sănătate tuturor. Ce invitație am avut. Mă uit. Mă și abonez, dau și Cristiana like, Andrei, dau și, da? Fă-le pe toate, serios vorbesc. Ne vom reîntâlni. Am rugat-o pe doamna Tatu mai devreme într-o ediție specială a emisiunii, într-un alt cadru, undeva la începutul anului viitor, funcție de programul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes și vă vom urmări, bine că ați revenit în spațiu online, adevărat. Vă rog. Să mai zic ceva? Când va avea loc această poveste extraordinară pe care am trăit-o noi? Când se va difuza? Săptămâna viitoare, câteva, două, trei zile. Atunci să știți că până de sărbători eu nu mai ajung la Bogdan aici, acasă la el, pentru că studioul e cumva acasă și nici în Ploiești. Însă vă urez de acum să aveți sărbători în tihnă și nu fericite, pentru că fericirea e așa, ca o sclipire pe un dinte. Să aveți sărbători împlinite, înconjurați de ceea ce vă este drag, să faceți daruri și să primiți daruri care să vă umple sufletul și nu uitați, sănătatea înainte de toate, a minții, a sufletului și a spiritului. Sărbători fericite! Cum e fericirea? Stați că m-ați blocat acum. Cum a zis că e fericirea? Bine văzut la desene animate când râde lupul și trece aia așa e? Și aici o scrântă. Aia e fericirea? Uite ce, eu sunt foarte zgârcită și cu termenul ăsta fericire eu sunt puțin... Omul care vorbește despre fericire eu cred că nu prea e fericit. De ce? Pentru că e ceva greu de atins. Fericire... Mi se par plictisitori oamenii care vorbesc despre... Sunt pozitivă, gândesc pozitiv, optimist, fericit. Vorbești despre... Trăiește-o. Mulțumită, satisfacție pe semne, mândru, împlinită. Împlinirea e pe termen lung. Dar fericirea, vorbeam tot cu Paul, fericirea, câteva momente în viața asta, cine apucă, cine prinde, cine are șansa? Eu trăiesc stări de exaltare, uh-huh, de exuberanță. Mi se întâmplă să aud o melodie, să-mi plac atât de mult încât simt că îmi pocnește inima, mi se face pielea găinii, îmi dau lacrimile și zic: Doamne, îți mulțumesc că m-ai scos pe lume și îmi place melodia asta, mai dă-mi o dată. Atunci probabil că e fericire. Ajung într-un loc și văd un peisaj extraordinar. E imposibil să nu vibrez din tot sufletul. Mă uit la prăpăditul ăla de câine al meu care îmi face câte o chestie și mă uit la el și îmi dau lacrimi. Probabil să o fi momente de fericire, oare? Habar n-am. Dar chiar așa de lucru nici vă bucurați? Reușiți? Mă bucur momentul ăsta în care sunt cu tine acum. Nu mă așteptam să mă simt bine. La început am venit pentru că Ionuț mi-a zis:
După care am stat un pic de vorbă și mi-a plăcut, iar acum, în urma dialogului pe care le-am văzut, au fost niște întrebări pertinente și un dialog interesant care m-a fascinat. M-a întrebat, și ce purtați de sărbători? Mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult! Ne vom reîntâlni cu siguranță! Sărbători frumoase și dumneavoastră! Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. A fost cu adevărat, dragi prieteni, o ediție specială. Vă mulțumesc pentru atenție! Rămâneți sănătoși!